Doamnelor, domnilor, noi continuăm cu următoarea invitată a mea, Elena Lasconi, primarul reales al municipiului Câmpul Lung, și spun bună seara. Bună seara, doamna Lasconi. Bună seara. Mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Felicitări în primul rând. Iată, ați câștigat detașat, da? Încă un mandat la Câmpul Lung. Ați câștigat pentru că ați făcut treabă bună, pentru că vă numiți Elena Lasconi sau pentru că reprezentați ADU? Știți că este o vorbă, nu știu dacă chiar în Biblie am găsit-o, nu haina să te cinstească, adică nu numele să te cinstească, ci tu să cinstești numele. Eu am muncit o viață ca să construiesc numele, nu l-am moștenit. Cred că faptele, datorită faptelor pe care le-am arătat aici la Câmpul Lung, am fost realeasă cu cel mai mare spor, cred că, din țară, mai, la orașe vorbind. Mai mare știu că are domnul Ciucu la sectorul 6, parcă avea 72, eu am ieșit cu 69,58. Și vreau să-l felicit pe această cale pentru că îl și respect foarte mult. Și da, mergem înainte, dar cea mai tare chestie este că am majoritate în Consiliu și nu cred că există, n-am auzit nici în străinătate, la nivel internațional, să se întâmple ca cineva să crească un partid cu 21% în 3 ani și jumătate. Și eu asta am făcut, pentru că în 2020 în Consiliul Local aveam 31% și acum am 52%. Deci, practic, voi avea 11 consilieri din 19, ceea ce este grozav și vreau să le mulțumesc câmpulungenilor pentru... că au înțeles că am nevoie de majoritate în Consiliu. Doamna Lasconi, nu putem să nu discutăm despre demisia acestei zile, dar ne referim la Cătălin Drula. Ați declarat că rezultatele ADU la locale au fost unele dezastroase. La ce vă așteptați? Erau cu mult mai mari așteptările? Eu când intru într-o competiție, intru ca să câștig, nu ca să pierd sau să mă joc. Și când am spus că era rezonabil un procent de 20%, chiar era puțin. Pentru că, dacă vă aduceți bine aminte, în 2019 noi am făcut un scor foarte frumos la europarlamentare și atunci eram împreună cu Plus. Și după am fuzionat cu Plus și, practic, mulți membrii ai Plus au rămas în USR, ceea ce înseamnă că deja structura devenise mai puternică. Și, dintr-o dată, suntem într-o altă alianță cu Forța Drepte și cu PMP. Asta înseamnă că trebuie să fim și mai puternici. Aia înseamnă, în mod logic, matematic, că și așteptările ar trebui să fie mult mai sus decât au fost în 2019. Iar acest rezultat, din punctul meu de vedere, este dezastruos. Ați avut un mesaj personal pe care l-ați transmis domnului Drulă sau poate vreți să-l transmiteți prin intermediul nostru? Ne amintim că este cel care în toamnă v-a cerut să vă retrageți, da, de pe listele de europarlamentare. Eu nu am ce mesaje să-i transmit lui Cătălin Drulă, dar vreau să le transmit tuturor colegilor mei din USR și tuturor oamenilor care cred în valorile USR că această mișcare, demisia lui Cătălin Drulă, cu demisia lui Cătălin Drulă nu se face, cu o floare nu se face primăvară. Deci, ca noi să schimbăm ceva și să începem să reconstruim singura alternativă de dreapta din România, Biroul Național trebuie dizolvat. Nu știu de ce nu și-au dat toți demisia încă, dar faptul că vrei să schimbi doar președintele și Biroul Național să rămână același și tu să controlezi în continuare partidul, nu mi se pare în regulă și nu mi se pare că suntem pe drumul cel bun. Deci, este foarte important să schimbăm totul și se poate, putem să facem lucrul acesta. Important este să-și dorească și colegii mei. Vă gândiți să candidați la conducerea USR? O să mă gândesc de mâine încolo, dar da, este o opțiune dacă e să salvăm această formațiune politică în care am pus multă energie, suflet și colegii mei. Pentru că îi cunosc, sunt foarte mulți oameni de bună credință care au tras foarte mult pentru partidul ăsta și nu ne bate în joc. Pentru că aici nu este vorba doar despre o echipă, despre o structură, aici este vorba despre România. Așadar, putem lua în calcul o eventuală candidatură. Da. Tragem linia, au trecut alegerile locale, au trecut alegerile europarlamentare, vin alegerile prezidențiale și aș fi vrut să vă întreb ce ar trebui să-l recomande pe un eventual candidat din partea USR la prezidențiale.
În primul rând să aibă susținerea tuturor membrilor. Dacă ar fi votat în unanimitate, ar fi grozav, nu știu dacă se va întâmpla asta, dar majoritate din aia covârșitoare, să fie votat de peste 70% din toți membrii USR-ului. Asta înseamnă respect, asta înseamnă că ești validat, asta înseamnă că ești iubit de către colegi și să te și recomande ceva ca să fii acolo. Și avem la ora actuală un eventual candidat care să întrunească aceste condiții? În secunda asta este foarte devreme să vă răspund, pentru că e important acum să ne regrupăm.